Tânărul arab din Suceava care și-a ucis iubita la Cluj a fost condamnat la închisoare pe viață. Curtea de apel din Cluj a respins recursul tânărului, iar astfel se menține decizia din primă instanță anunțată pe data de 4 iunie acestui an. Acesta își urmărise iubita până în orașul în care i-a curmat viața, totul dintr-o criză de gelozie. Colegul meu, Cristian Cosmaciuc, a urmărit acest caz și vine cu informații mai multe. Cristian, care este explicația acestei sentințe? Bine v-am găsit! Tânărul de 28 de ani primise acest verdict la Tribunalul Cluj pe data de 4 iunie, într-adevăr, însă a ales să facă recurs. Instanța a decis însă că apelul ucigașului este nefondat, iar astfel i-a menținut condamnarea la închisoare pe viață. Mohamed Iman Mustafa, care are mamă suceveancă și tată arab, va trebui să achite și suma de 2000 de lei, reprezentând cheltuielile judiciare pentru proces și apel. Tânărul va rămâne astfel închis la penitenciarul Gherla din județul Cluj, acolo unde se află încă de la decizia din prima instanță. Reamintesc faptul că acesta a ucis-o pe fosta sa iubită, Ioana Valentina Catargiu, de asemenea suceveancă, după ce a urmărit-o de acasă până la Cluj, acolo unde lucra ca asistentă medicală. Tânărul era gelos deoarece Ioana se despărțise de el, ba chiar își găsise un alt iubit. Astfel, după ce aceasta își vizitase familia la Suceava într-un weekend și plecase cu autocarul către Cluj, Mohamed a urmărit-o și a așteptat-o în apartamentul pe care părinții îl cumpăraseră fetei în oraș, iar acolo a și ucis-o. Polițiștii au găsit apoi în telefonul victimei mesaje de amenințare, inclusiv cu moartea, din partea celui care i-a și pus capăt zilelor. Tragedia a avut loc pe data de 24 august 2020, iar instanța spune că tânărul și-a recunoscut trunchiat faptele. Toate celelalte dovezi i-au condus însă pe procurori către decizia ca tânărul să nu mai părăsească niciodată penitenciarul.